Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu a solicitat reprezentanților consiliilor județene din țară, în subordinea cărora se află spitalele, să sprijine acțiunea dispusă de la nivel central. Aceste controle au ca scop impulsionarea managerilor de spitale pentru aplicarea corectă a prevederilor legilor sanitare și efectuarea unor activități pentru care este nevoie în primul rând de respect pentru pacienți. În ultima perioadă, în Spitalul Municipal Câmpul Lung, condițiile de care beneficiază pacienții au fost serios îmbunătățite, însă întotdeauna este loc de mai bine. Începe câteva controle în spitalele din județ privind curățenia. E foarte bine. Cum vi se pare la acest moment în Câmpul Lung la spital? Eu să fiu sincer, nu prea am nevoie de spital. N-am avut și sper să nu am. Dar mai am și eu, ba de colea. Ce să zicem? Ceva trebuie să facă, să fie mai bine. Nu trebuie să fie mai bine. Noi sperăm, dar știu, eu îi mai apuca să văd că nu se mai ia bani, mite, chestii, nu știu, la mai apuc eu. Ce părere aveți de Spitalul Municipal Câmpul Lung în ceea ce privește curățenia? Vor fi efectuate controle pe această linie? Nu prea bună. În unele părți, da, dar nu în toate secțiile. Ce ar trebui să se schimbe? În primul rând să fie și apă caldă, să fie și căldură în unele, că eu câte o parte nu dau nume unde nu e, ar trebui să fie și căldură și apă caldă. Cum sunt tratați pacienții? Bine, numai că nu sunt pastile. Cam cum vedeți dumneavoastră la acest moment curățenia în spitale? Păi la acest moment nu vă bine. Și e bine. Dacă se efectuează așa ceva, da, e foarte bine. Că până acum nu, mie nu mi-a plăcut. Ministrul Sănătății consideră că, indiferent de situația sistemului sanitar românesc în prezent, nesatisfăcător atât pentru pacienți, cadre medicale, cât și pentru autorități, trebuie asigurat un standard elementar de curățenie de către toți managerii unităților sanitare, fapt care ar demonstra respect atât față de profesioniștii din sistem, cât și față de pacienți.